Bună ziua! Am un mic mesaj în legătură cu doamnele sau domnii mai în vârstă care nu se pricep așa de bine cu internetul și cu navigatul pe rețelele de socializare. Am observat din comentarii de la unele doamne că ar fi dorit să posteze mamei niște rețete care noi le avem deja postate. Și am scris în comentariile respective să intre pe canal la rubrica video și o să găsească rețeta care o cerut. Maica mea de obicei face mâncare în fiecare zi și noi postăm în fiecare zi, de fapt încercăm, că mai sunt și alte dăți care nu-i posibil. Din cauza asta, nu de 6 luni de zile, sora, de când am început, s-au adunat destul de multe videouri cu rețete și acum vrea să ne ajute și sora mea. Am văzut că vă place foarte mult de Anca. Mirela ar vrea și ea să facă, dar nu are cine să filmeze și nu se descurcă. Păcat, fiindcă Mirela e o bucătăreasă desăvârșită, gătește la fel de bine ca mama, alte mâncăruri poate fi mai bine, numai să nu spuneți. Așa, și vreau să fac video acesta, să arăt pas cu pas, pur și simplu, la doamnele sau domnii mai înaintați în vârstă, cum să intre pe canalul lui maică-mea la rubrica video, unde avem o grămadă de rețete postate. Acum nu îi de arătat cu degetul, fiindcă nimeni nu ne-am născut atotștiutori. Toți la un moment dat avem ceva care nu știm și trebuie să cerem de la cineva un sfat să învățăm anumite chestii și am zis că ar fi bine. Am spus, de fapt, la Angie să spună treaba asta, dar cum Angie nu are un, cum să spun, nu e așa de deschisă la public, are mai multe emoții decât mine și eu am, uitați că deja încep să transpir. Ea nu a vrut să facă și am zis că să facă video ăsta scurt, să arăt cum să intre pe canal, e foarte simplu. M-am logat acum la un alt canal YouTube care avem noi, care l-am făcut la Natalia. Și o să intru, să vă arăt cum să intre pe canalul lui Mami, la rubrica video. Ok. Deci, aici, cum vedeți, sunt logat la alt canal și aici am ultimul video care e postat de Anca. Deci să intre cu cursorul sau dacă intrați după computer sau laptop sau dacă intrați după tabletă sau telefon, aceeași chestie, numai că nu aveți cursorul ăsta. Să intre pe poza lui mama. Așa, și acum ați intrat pe pagina dânsei. Și aici avem pagina de pornire, videoclipul și playlist-uri și așa mai departe. Dacă intrați pe videoclipuri, vă dă absolut tot ce am postat. Uitați acum, intru pe videoclipuri. Și dacă dăm în jos, ne arată câteva care sunt postate, dar nu toate. Și dacă dăm aici pe redări, ba da, deci sunt toate videole, numai aici e rubrica să le redăm pe toate. Am înțeles. Deci e suficient dacă intrați pe rubrica video și atunci vi le arată tot ce s-a postat. Vedeți?
Așa. Sper că nu vă plictisesc, dar cred că e de ajutor la persoanele care am menționat. Sunt destul de multe, după cum vedeți. Este când am mai făcut și live-uri și video scurte, unde am gătit și eu. Nu știu dacă ați observat, noi nu suntem numai un canal de rețete, după cum e și titlul canalului, și noi de noi. Noi vrem să creăm o atmosferă plăcută, ca și de familie, fiindcă în casa noastră este multă dragoste și vrem să părtășim și cu dumneavoastră, din dragostea noastră, prin gătitul mamei, prin îndemnurile ei, prin poveștile ei care le povestește. Și vă spun sincer că maica mea, înainte să facă videorile astea cu mâncăruri, așa îi felul ei de a fi. Deci eu știu toate poveștile ei din copilărie, întâmplările care le-au avut dânsa crescând la țară. Are amintiri foarte plăcute din copilărie și nu numai. Uitați, acum am început noi cu, de exemplu, asta e prima postare care am avut succes acum 6 luni. Asta e chiar. A, mai este două postări. Mai este două postări care este acum așa. Au, acum 9 luni e postată asta. Și mai sunt niște videouri care le-am filmat eu înainte să fie programul de succes. Am mai postat cu Natalia și pe unde am mai fost. Aici e chiar în ziua când s-a născut Natalia. Da, mai este ce mai gătit mami, unde am mai fost și am vizitat muzeuri. Da, astea sunt toate. Astea sunt toate. Da. Atât am vrut să vă spun. Vă doresc o zi binecuvântată de Domnul. Fie ca pacea Domnului să fie cu voi în inimile voastre, în timpurile astea atât de grele și de încercate, prin care am trecut și eu cu greutate, mai ales prin boala asta, care o îngăduit Domnul să o avem. Dar am trecut cu mila Domnului, cu bine, slavă Lui pentru tot. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat și sper că nu v-am plictisit. Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe toți. Amin.